Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul, trecut la Domnul astăzi, a slujit în demnitatea de episcop vicar în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului timp de 21 de ani. A publicat numeroase articole, a sfințit și resfințit multe biserici și mănăstiri și a desfășurat o bogată activitate social-misionară. Printre cele mai importante proiecte ale preasfinției sale se numără înființarea Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, unde sunt îngrijiți pacienții care suferă de boli oncologice. Textul citit astăzi, în Duminica Cinstirii Sfintei Cruci, ne amintește cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ni se adresează fiecăruia dintre noi. Cel ce voiește să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Crucea suferinței a fost purtată de preasfințitul părinte Vasile Someșanul cu demnitate, după ce în anul 2014 a suferit un accident vascular cerebral. La finalul anului 2019, ca urmare a aprobării cererii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 17 decembrie 2019, s-a retras din activitatea administrativă, continuându-și mai departe activitatea pastorală și duhovnicească. A fost cunoscut ca un preot jertfelnic, iubitor, altruist. N-a știut spune niciodată nu. A ajutat pe toți cei ce erau necăjiți și avizați să fie ajutați. Dacă ar fi să subliniem una dintre realizările sale, o facem. Centru de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca este opera preasfinției sale. Am zis că a fost un om deosebit, și n-a știut niciodată să zică nu. Toți necăjiții, toți bolnavi, toți cei ce aveau probleme, găseau ușa deschisă la Preasfințitul Părinte Vasile Someșanu. Ba mai mult, alerga din zor și până noapte oriunde era solicitat. E greu să rezumăm activitatea lui. Oricum, Sfânta Scriptură, în Cartea Apocalipsei, îi fericește pe morții care mor în Domnul pentru că faptele lor cele bune îi urmează și se odihnesc de toate ostenelile lor. Preasfințitul părinte Vasile s-a născut în data de 30 decembrie 1948 în orașul Cluj-Napoca. În 1972 s-a înscris la Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu, unde a obținut licența în teologie cu lucrarea Probleme sociale în scrierile părinților capadocieni, sub îndrumarea părintelui profesor Teodor Bodogaie. În data de 27 noiembrie 1976 a fost hirotonit preot celib pe seama parohiei Tureni, județul Cluj. La scurtă vreme a fost detașat ca preot slujitor la parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Grigorescu, municipiul Cluj-Napoca. În anul universitar 1990-1991 a fost și duhovnic asistent la Institutul Teologic Ortodox de grad universitar din Cluj-Napoca, fiind un preot model pentru studenții teologi. În data de 24 martie 1991 a fost uns în monahism la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. A îndeplinit ascultarea de stareț la mănăstirea Nicula. Din octombrie 1991 până în februarie 1994, atunci arhiepiscopul Bartolomeu Anania l-a numit eclesiarh al Catedralei Eparhiale din Cluj-Napoca și exarh al mănăstirilor din eparhie. A fost hirotesit apoi arhimandrit. Din vara anului 1998 a fost numit episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și hirotonit într-o arhiereu în data de 15 august 1998 la Mănăstirea Nicula. A fost membru fondator și președinte al asociațiilor Sfântul Nectarie și Filantropia Ortodoxă și vicepreședinte al Asociației Cristiana, ONG-uri care furnizează în prezent principalele servicii sociale din cadrul arhiepiscopiei noastre. Un proiect de suflet pe care l-a gândit de la început, printre multe altele, este și Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie, care și-a dovedit utilitatea de-a lungul timpului,
ajungând să furnizeze în prezent servicii medicale pentru 700 de pacienți anual. Este cel care mi-a schimbat viața, care m-a adus în biserică și căruia o să-i port permanent în suflet recunoștința. Am fost cu preasfințitul Vasile odată în vizită în Germania să vedem asistența socială de acolo, iar la întoarcere și-a pus în gând să construiască un centru de îngrijiri paliative, care l-a și făcut și în care am fost alături de dânsul, împreună cu doamna profesor Mirela German, care s-a realizat și care cu siguranță a tămăduit mulți bolnavi de cancer. Înmormântarea preasfințitului părinte Vasile va avea loc luni. Începând cu ora 9, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, iar slujba înmormântării va fi oficiată la ora 12, urmând să fie înhumat în cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.